Salutare și bine ați venit la un nou episod de Clash Royale pe canalul Game Over. Haideți să continuăm cu meciurile din challenge. Vedem că mai avem nevoie de două victorii ca să ajungem la acest reward final de un epic chest. Hai să dăm drumul la primul meci. Să vedem dacă mai reușim să câștigăm. Nu uitați să vă abonați dacă vă plac episoadele mele și să apăsați butonul de like. Trimitem Valkyra. O să da un nou deck cu golem. Băi, cred că aproape toate au avut golem din ce mi-amintesc. Dar asta nu e o rețetă sigură de victorie. Adică da, golemul e o carte bună. Dar nu îți garantează că vei câștiga. Să punem și mini pack aici. Ok. Trimitem aici minions. Da, probabil ne va scoate mini pack-ul. Nu ni l-a scos, dar... Ah, ce fraier am fost acolo. Am greșit cu acel freeze. Am greșit. Sper doar să nu ajungă pe turn acest wizard. Da, n-a ajuns. E bine, încă suntem un avantaj. Bă, un avantaj mic, dar după acea greșeală am fi putut sta mult mai rău. Ok, vedem o carte de level 7 acolo. Un Tesla care va expira imediat. Și să vedem. Ok, o să trimitem din nou. Hai să trimitem Lumberjack-ul aici în față. Să dea un pic pe turn. Ok, scoate ambele. Da, asta e bine, măcar atât. A scos ambele arcașe. Să dăm aici un Eros. Și să punem un mini PK pentru acel rascal. Și bineînțeles și pentru golem. Ok, se duce Valkyra. Ei, acum e un moment bun să punem freeze-ul. Și vom da și Fireball, nu e necesar luăm momentan. Să trimitem Lumberjack-ul. Să trimitem și minions și am dat un Fireball excelent. Un Fireball care, păi, cred că ne-a adus victoria. I-am scos Magic Catcher-ul plus cele două Rascals, arcașe din Rascals. Și da, hai să vedem. Ah, cred că m-am grăbit un pic cu minions. Ok, și să dăm și un Fireball aici pentru Wizard. Ar trebui să-l scoată, da. Și stăm foarte bine. Ok, punem Lumberjack în spate de tot. Punem și Tesla. Hai să dăm un Eros aici. Da, o să pun și Valkyra. Trimitem Lumberjack-ul acum. Și dacă va rămâne mini pack în viață. Da, nu, n-a rămas. Oricum. Băi, ar trebui cu Fireball și cu Arrows să-i scoatem turnul, ba nu? Nu e suficient. Da, trebuie să mai așteptăm un ciclu. Până la următorul Fireball. Trimitem și Lumberjack-ul. Hai să punem aici... Bun, dăm Fireball-ul și cred că obținem victoria. Da. Ok. Mai avem nevoie de o singură victorie și vom termina și acest challenge. Hai să dăm ultimul match. Să vedem dacă reușim să completăm din nou challenge-ul ca și data trecută. Să începem cu Lumberjack.
punem Valkyrie în față, o să trimitem și Minions. Oh, și a avut Baby Dragon acolo. Ah, dar Valkyrie a tancat acel Lumberjack. Și ne-a ajutat pe noi să dăm mai mult damage pe tur. Spunem Tesla și scăpăm fără probleme de acești scheletoni. Să trimitem din nou Lumberjack-ul din spate. Ok, a pus golem. Da, trimitem Lumberjack-ul. E singura opțiune. Punem și Valkyrie aici. Hai să dăm un Fireball pe Electro. Ar trebui să-l scoată. Da, nu, o să dăm și un Eros. Ok, a pus o Valkyrie acolo. O să pun Mini P.E.K.K.A. Bun. Da, și ne-a dat destul de mult damage pe turn. Chiar mai mult decât reușisem noi. Ok. Hai să așteptăm să avem din nou elixirul pe maxim și vom trimite Lumberjack-ul plus Valkyrie. Hai să vedem. Bun, am pus Lumberjack, am pus și Valkyrie și ar trebui să ajungem înaintea golemului pe turn. Oh, și am ratat acest freeze. Puteam să prind și... Am să prind și acel Inferno Dragon. Să punem aici Mini P.E.K.K.A.-ul. Da, scăpăm de Inferno. Hai să vedem cum scăpăm de acest golem. Băi, destul de bine. Dar mi se pare că are Fireball. Sper să mă înșel, sincer. Dar cred că are Fireball. Ok, punem Mini P.E.K.K.A. aici. Are, dar nu e suficient. Holy fuck! Și reușim să câștigăm acest challenge. A jucat bine chinezul. Și luăm și ultimul reward. Acest epic chest. Să vedem ce ne aduce. Ne aduce 2 P.E.K.K.A., 4 Wallbreakers, Rage, Skeleton Army și cam atât. Păi, ăsta e echivalentul a 20.000 de gold, dacă vă amintiți. Și da, mai urmează challenge-uri. Ăsta probabil o să avem multe cărți aeriene cu care să jucăm. Tower Damage, probabil, Graveyard, da... Barrel-urile toate cu goblins, cu skeletons, probabil, uite, rachetă și alte spell-uri. Bun, mai avem timp de un match. Hai să încercăm un Lumberjack Rush. Să vedem cum ne descurcăm cu acest mod de joc în care se spanează, se vor spana Lumberjack și vedem că este rage și pe arenă. Ok. Hai să începem cu un Baby Dragon. Punem și Valkyrie. Ok, băi, și am reușit acolo destul de mult pe turnul din stânga. Să punem Tesla aici. Să punem și un Mini P.E.K.K.A. Da, care se duce și cu acel Lumberjack ar trebui să scoată turnul dacă nu... Da, reușim să-l scoatem. Dar hai să vedem cum ne vom apăra de acest atac. Are aici un Lumberjack și în stânga are un Giant Royal. Și ieșim destul de bine. Suntem destul de ok cu acest atac. Trimitem Hoji aici după Lumberjack.
punem și Tesla. Hai să punem Inipeca-ul pe Nightwitch. Îl scoatem și vă da aici un Fireball. Un Eros, pardon. Să punem Freeze-ul. Și nu știu dacă vom reuși să-i scoatem noi turnul primii. Ah, da, perfect. Reușim. Și obținem victoria. O victorie care ne aduce un Golden Chest și 44 de gold. Bun. Cam atât cu episodul de azi. Noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!